Am ieșit puțin afară cu copilașii și cu Lili ca să dăm timp lui mami să facă o rețetă pentru voi și să aibă și ea liniște, să poată să facă acolo ce are de făcut în liniște. Dar și copilașii sunt toți în mașină. Lili e mai în față și o să mergem să ne facem de lucru. Am ieșit acum un pic cu Lili, copilașii se uită la tabletă, la desene. După aia o să mergem să spălăm mașina și o să-i mai las un pic să se joace afară, ca să mai ia și o gură de aer, să doarmă bine la noapte. Spălătorie, dar este coadă și așteptăm. Așteptăm acum să se mai elibereze. Foarte drăguț. Oamenii de aici de la spălătorie trebuia să plătesc 10 euro pentru spălat. Da. Am două verde. Ai două verde? Nu, nu am niciuna. Ma, cred că o să ai. Așa, ce am primit? Am primit un șervețel eu pentru șters geamul. Stai că te ajută tati imediat. Și în loc să plătim 10 euro, mi-a făcut reducere 1 euro în preț de promoție. Și le-a dat și la copii 3 ceva, da? 3 punglețe din acesta de ursuleți. Foarte fain. Stai că zătate, zătate, oricum ursuleți. Poftim. Unde sunt ursuleții tăi, tăi? Au căzut jos? Nu sunt oameni și niște astea că a căzut de pe piață. Am reușit să recuperez și ursuleții. Stai greu să nu-i mai scap, da?
dar Felix s-a speriat tare. Nu-i așa? Culea și s-a speriat Felix. I-a fost frică de toate perile și de toate cele și mai ales, nu știu dacă chiar de peri, dar mai mult de zgomotul care îl făceau când lovea în tablă. Niște curăța tabla, da? Îl înțeleg, e și-l micuț, nu înțelege ce se întâmplă și era destul de mult zgomot. Cred că e prima oară când îl se sperie el așa de ceva, nu-i așa, Melissa? Da, mai încolo nu cred că o să mai sperie, că se obișnuiește, nu? Și bine v-am regăsit. Unde suntem? La doctor. La doctor? De ce? Să dea ața jos? Numai ne uităm acum la operație. Să vedem dacă se poate da ața jos. De fapt, ața se poate da după 12 zile, dar n-am venit la control. Da. Ce cu minte ești? Și ce galben. Păi nu-i nimic, dar trebuie să nu te mai joci. Bagă bomboana frumos în gură, că dacă ți-o mai cade, nu mai luăm înapoi. Am terminat la control, este totul ok, dar ațele nu putem să scoatem decât în a 12-a zi. Asta înseamnă că mai avem de așteptat, că avem abia o săptămână de la operație. Tu ce cauți acolo? Că la nu-i locul tău. Cine stă acolo de obicei? Melissa? Și îți place să stai în locul ei? Da! Da? Așa, păi dacă tot am ieșit din casă, o să mergem un picuț. Să cumpărăm ceva... data trecută când am fost în Kaufland, nu am găsit, pe lângă faptul că nu am găsit pufuleți, că v-am să iau pufuleți și nu erau, nu am găsit nici nucă, nici măcinată, nuci pentru prăjituri, pentru că vreau să fac rețeta de cozonac. Și îmi trebuie nucă măcinată sau nemăcinată, nu-i problemă, că de măcinat pot să o macin eu, dar nu am găsit nucă deloc. Și să văd acum că de intrăm într-un Lidl, că de obicei din Lidl îmi luam nucă și găseam și nucă măcinată, să vedem. Și cam ăsta este planul, după aia să mergem. Unde mergem după aia? Acasă! După casă unde mergem? Tui. La cumpărături. Mai întâi mergem la cumpărături și apoi mergem acasă. Da. Avem ouă, dar s-a umplut coșul.
Mai încap, nu mai încape, gata, acum mergem să subtim. Avem acasă sub din ăla. Am găsit și nucă măcinată. De acolo la secțiunea de prăjituri. Ce nu mai faci, nu mai vorbești cu mine? De ce? Aia nu vă supaie. Nu mă șantaja. Hai, mergem dată. Păi trebuie să stăm la rând. Ah, vrei să punem astea înapoi? Că am văzut ouă la, la casă. Vrei să le punem înapoi și să luăm ouă? Nu. Rămânem cu astea? Da. Dar ouă nu mai cumpărăm atunci. Ouă normal nu mai cumpărăm. Ce nu mai avem? Rămânem cu punga aia? Păi știi tu ce știi. De acolo! De ce s-a întâmplat cu tine? Iar face Felix cum face el de obicei, așa? Așa? Te-ai ciupălat? Ia zi la mami, de ce te-ai supărat? De ce te-ai supălat, iubirea mea? Ia zi, de ce te-ai supărat? Hai, arată-mi! Hai sus, hai să mergem să vedem de ce te-ai supărat. Haide, hai cu mama. Hai și arată-mi. Ce dorești? Haide, hai să vedem. Hai, facem așa? Cum face Felix? Cum face Felix? Zi! Figurant mic. Ieri începusem, cred că v-a zis Florin, începusem să fac prăjitura. De fapt am făcut o prăjitură pe care v-am mai arătat-o mai de mult în vlog, cu cafea, ciocolată, cu blat, cu zahăr caramelizat și așa. Și astăzi am finalizat-o. Vrei bumbum apă? Bumbum apă. Bumbum apă, m-a zăpăcit cu bumbum apă, imediat o să punem. Și astăzi am tăiat-o. Așa arată ea. Și, obala, se vede? Bine, astea sunt așa de degustat. Și ce credeți? Am filmat tot și urmează să editez filmulețul. Mami. Și miercuri la 5:30, mama, după amiaza, ora Germaniei, mama, găsiți rețeta pe canalul de gătit Raluca Gheorghe, mama, în bucătărie. Da, mămică? Da, vrei să guști? Gustă! E cu cioco. De ce frumoase sunt straturile. Hai, vrei să guști? Tu vrei să guști? Bun? Bun tare? Îți dau un pupic? Nu vrei un pupic? Stai bine? Stai bine? Nu stai bine? Și atunci de ce te-ai așezat? Mai vrei? Vrei și tu să guști? Mm-mm. Dar tu ce ai vrea? Nimic. Nimic? E bine. Gata, dragilor. Ah, se vede acolo scaunul ridicat. Ăla nu. Da, trebuie să ridicăm scaunele câteodată pentru că Felix le trage și se urcă acolo la dulap. Să nu mai spun că se urcă pe masă. Îi vin foarte multe idei. Da, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup!
Și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!